am tot vorbit în zilele care au trecut și lumea a privit înmărmurită. Odată la o condamnare pe care n-au înțeles-o, mai ales în condițiile dezvăluirilor din ultimele zile, cum apăreau experți din DNA care povesteau ce s-a întâmplat acolo și cum s-a făcut dosarul ăla. Și nu doar condamnările au fost cele care au zdruncinat până la urmă societatea românească, ci confiscarea unor clădiri care n-a înțeles nimeni de ce au fost confiscate. O clădire, mă refer la blocul Turn, în care este intact Media Group. Autorizații de construcție 96, construit în 99, așa zisa infracțiune în 2003. Cum să fii fructul infracțiunii când de fapt ești construit cu 4 ani de zile înainte? Clădirea din București-Ploiești, despre care știm cât de veche era în posesia, de acolo a emis Antena 1, de când se știe Antena 1, Jurnalul Național acolo a printat. Și într-un astfel de moment, dumneavoastră ați avut o poziție corectă. N-ați ezitat, ați postat, erați în concediu, ați postat un mesaj pe Facebook și ați spus Antena 3 va fi aici. Eu în seara asta nu vreau să vă pun în nicio situație, pentru că ați explicat, sunt primul ministru al țării, e complicat să, și nu este potrivit să comentez decizia ale justiției, dar cu privire la această situație totuși, aveți dorit să spuneți ceva ca să formulez în așa fel încât să vă ofer posibilitatea să spuneți dacă doriți ceva? Aș vrea să spun foarte multe, dar o să spun doar ceea ce pot să spun ca prim-ministru. Am văzut, sunt 10 zile, nu? Da. În acea vineri. Am văzut decizia penală, condamnări, n-aveam voie să comentez, deși erau lucruri de comentat. Da? Am spus, domnule, nu e treaba mea ca prim-ministru să intervin public. Însă de imediat am văzut, ca și dumneavoastră, confiscarea unor sedii și am reacționat așa cum aș fi reacționat, și o spun foarte clar, pentru oricine altcineva. Aș fi spus, domnule, stați un pic. Cazul penal e caz penal, nu putem schimba sau nu putem comenta, dar un trus de presă, Antena 3 întâmplător este și liderul de... este cel mai urmărit. Nu poate, mai ales că n-a făcut obiectul niciunei cercetări penale, nu poate să fie închis, nu poate să fie mutat cu forța. Și v-am și transmis acest lucru. Au fost 10 zile în care am cerut analize din punct de vedere juridic și economic. Și vreau să spun un lucru foarte clar. Decizia, sigur, va aparține conducerii trustului. Dar, cel puțin cât timp sunt eu prim-ministru, nu trebuie să vă mutați nicăieri. În spații ale statului român, stau în acest moment și B1 TV și România TV. A stat și Realitatea, care s-a mutat, nu știu, sau mă rog, știu, dar nu din cauza noastră. Și eu cred că ideea de libertate a presei și de a nu aplica sancțiuni împotriva unor jurnaliști și a unui trus de presă când nu sunt obiectul cauzei sau inculpați în cauză, este mai importantă decât orice altceva, decât orice destin personal. Dumneavoastră vorbeați de cât de important este un sistem care îți garantează libertatea presei. Idolul meu politic, eu nu pot spune că semăn cu el, doar doamna Macovei seamănă cu Mandela. Eu am un model politic pe care sigur încerc să-l urmez. Tony Blair, la un moment dat, în timp ce ținea o conferință de presă despre războiul din Irak, cineva din sală s-a ridicat și cu o pancartă l-a făcut criminal, a spus, pentru că a ucis oameni în Irak. Și Tony Blair a zis, da, zice, aveți dreptate, îmi pare rău, s-au întâmplat, dar să știți că dacă făceați chestia asta în Irak, Saddam Hussein vă împușca. Deci democrație înseamnă că aici, în Marea Britanie, puteți să vă ridicați împotriva primului ministru și să-l faceți criminal și să-i spuneți că greșește și nimeni nu vă va face absolut nimic pentru asta. Dumneavoastră ați prezentat la Antena 3 cazuri grave, penale, în care sunt implicați Traian Băsescu și familia sa. Nu, pentru asta nu trebuie nimeni, nici dumneavoastră, și dacă o făcea orice alt post de televiziune, care va prezenta despre mine, despre oricine altcineva,
ăsta nu este un motiv pentru care să fie închis, pentru care să fie gonit dintr-un sediu. Deci pot să vă spun, asumându-mi orice critică și orice risc, că așa cum alte televiziuni, care nu-mi sunt, unele mă critică foarte tare, pot să stea atâta timp cât își plătesc chiria, sigur, îndeplinesc condițiile legale în sediile lor și dumneavoastră trebuie să rămâneți. Dacă la un moment dat veți decide din punct de vedere economic să vă mutați în altă parte, e o decizie care vă aparține. Dar cred ați auzit-o pe doamna Chioveși, care a ieșit a doua zi după condamnare și a spus că va urmări execuția imediată, altfel va face dosare penale. Domnule prim-ministru, mi-asum poziția, ceea ce spun. Poziția dumneavoastră este în mod evident corectă. Mi-asum. Poziția dumneavoastră este corectă, dar vreau să vă spun ceva. Eu nu vreau să ne norocim pe nimeni. Nu vreau ca să se trezească oameni cu dosare penale pentru faptul că noi, până la urmă, am rămâne într-un spațiu pentru a putea emite. Au vrut să confiște sediile, o să găsim soluții. Sigur că nu e, știți bine, sunteți un om care înțelege foarte bine comunicarea, înțelege bine media, înțelegeți lucrurile astea, nu sunteți din generația care se uită la un calculator ca la o navă spațială. Am mutat o televiziune, sunt niște costuri și niște elemente extrem de complicate, extrem de complicate. Din cauza asta spun, noi nu vrem să ne norocim pe nimeni. Chioveși a spus în clar că face dosare penale. Dincolo de faptul că pentru România, dacă postul, singurul post afiliat CNN, este mutat cu forța sau scos în stradă din sediu, fără să aibă nicio vină și nicio acuzație directă, cred că ar fi cea mai mare lovitură care s-ar da imaginii României. Ce ar înțelege cei de la CNN? Că în România, dacă îl critici pe președinte, ești dat afară din sediu. Ceea ce ar fi un mare deserviciu făcut României. Repet, am avut 10 zile în care am cerut note de la diverse structuri guvernamentale și atât timp cât sunt prim-ministru, asumându-mi orice fel de responsabilitate, vă spun și atât timp cât veți decide dumneavoastră acest lucru, veți emite în continuare din sediile pe care le aveți, respectând procedurile legale. Adică în condițiile în care ar trebui să plătim o chirie la stat, nu? Cât plătești celelalte televiziuni. Și asumând un fapt, domnul Gâdea, mai important decât atât, asumând un faptul că la anul pe vremea asta s-ar putea să fiu președinte, prim-ministru, Dumnezeu știe ce, Antena 3 dumneavoastră, colegii dumneavoastră, veți fi la fel de critici. Bun, eu sper să nu fac în viața mea, în orice poziție, ticăloșiile pe care le-a făcut Traian Băsescu. Dar puteți și veți fi probabil critici, cum ați fost de destule ori. Eu cred că pentru o societate sănătoasă, o presă care nu se teme să critique puterea, și când o critică întemeia, și când o critică neîntemeia, dar o critică, este fundamentală. Nu-mi place să nu credeți că am tendințe masochiste. Îmi place să fiu, nu știu, acuzat de toate relele. Să mi se caute bunicii dacă există sau nu există. Dar până la urmă, este prețul pe care îl plătești ca un politic. De aceea, cred că e mai important să existe Antena 3 și orice altă presă liberă și independentă, decât un om politic, cum e Traian Băsescu, să spună, dom'le, plec eu din funcție, dar măcar mi-am plătit niște polițe la dușmanii mei de la Antena 3.